Matematicienii știau de pe la începutul secolului al XVII-lea formulele de rezolvare ale ecuațiilor de gradul 2, 3 și 4. Secretul stătea în radicali. S-au chinuit două veacuri să găsească formule asemănătoare pentru ecuații de gradul 5 și mai mare, dar a trebuit să apară matematicianul norvegian Abel, care să demonstreze că acest lucru e imposibil. În fond, natura lucrează cu simetrii. Realismul lui Repin a lăsat posterității o imagine veridică a Rusiei provinciale a secolelor 19 și 20. După Marea Revoluție Socialistă, a fost modelul multor pictori sovietici îndemnați de tătuci către realismul socialist. Considerat de unii părinte al nuvelei moderne, Guy de Maupassant știa că pentru oricare lucru pe care vrei să-l spui, nu există decât un substantiv pentru a-l exprima, un verb pentru a-l însufleți și un adjectiv pentru a-l califica. Friedrich Engels și-a imaginat o lume mai bună pentru muncitori. L-a impresionat a 11-a teză a prietenului Marx despre Feuerbach, încât chiar a încercat. Filozofii n-au făcut altceva decât să interpreteze lumea în diferite moduri, important este însă de a o schimba. Lui Lenin i-a și reușit, din păcate. Economistul născut la Sankt Petersburg a avut intuiția analizării interdependențelor din sistemul economic, elaborând o teorie a intrărilor și ieșirilor utilizată de toți economiștii contemporani. Noi o știam ca balanță a legăturilor dintre ramuri. Pe baza ei, calculând cantitatea de factori de producție atrași și utilizați pentru bunurile exportate și importate, a ajuns la concluzia că țara cea mai bogată în capital, Statele Unite, exportă bunuri care încorporează mai multă muncă decât capital. Această descoperire a fost numită paradoxul Leontief. Singurul lucru de care își amintea foarte bine este că la vârsta de 13 ani a devenit conștient de el însuși. Marin Preda și-a dat seama că era în el o anumită ființă de care era conștient. Tocmai citise Biblia și Descartes pe islaz. A aflat apoi și că puterea celui cu adevărat puternic astfel se manifestă. Să știi că poți distruge pe cineva, să nu o faci și acela să nu știe. În iulie 1969, omenirea făcea un salt uriaș marcat simbolic prin primul pas al americanului Neil Armstrong pe suprafața lunii. Prin 2006, NASA și-a dat seama că i-au dispărut din arhivă casetele originale care conțin istoricele imagini. Există și astăzi sceptici care consideră aselenizarea o făcătură hollywoodiană. Adepții teoriei conspirației nu cred nici în versiunea oficială a morții divei blonde. Sinuciderea prin ingerarea prea multor somnifere pare prea banală pentru ei, mai ales că pe la colțuri, chiar și ale biroului oval, se vorbea despre o legătură dintre Marilyn Monroe și carismaticul JFK. Deși născută în fosta Uniune Sovietică, interpreta germană Helen Fischer a emigrat împreună cu familia în 1988 în Germania. A studiat actoria și canto la Frankfurt. Potrivit unei biografii publicate recent, și actorul englez ar fi avut o legătură cu Marilyn în anii 50, înainte de a o cunoaște pe Elizabeth Taylor pe platourile de filmare ale superproducției Cleopatra. Cu Liz, Richard Burton a avut curajul să se căsătorească și a doua oară. Între timp, ea a mai adunat încă vreo 5 soți. Ne amintim poate pe Coca Andronescu din ingenuiul rol Tanța alături de Costel, interpretat la fel de magistral de Octavian Cotescu. A fost solicitată și pentru alte roluri în filme românești de dinainte de 1990. Știa 10.000 de poezii, avea o voce inconfundabilă și plete asemenea. N-a vrut să renunțe la ele pentru roluri în filme. Florian Pitiș a impus embargo și asupra bolii care l-a răpus la 64 de ani. Sunt cel mai frumos din orașul acesta. Pe străzile pline când ies, n-am pereche. Atât de grațios portile în ureche și atât de înflorite cămașa și vesta. Sunt cel mai frumos din orașul acesta. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.